Am revenit în studio la Publica TV, continuă dezbaterile electorale. Maidanezii au fost și rămân cap de știre în presă și la televizor. Cu toate acestea, după ani de zile în care organizațiile de protecție a animalelor au bătut alarma, iar chișinăuienii s-au arătat nemulțumiți față de acțiunile autorităților, câinii rămân în continuare o problemă a orașului. Ce promisiuni le fac și ne fac viitorii consilieri și cum văd aceștia rezolvarea acestei probleme care trece de la o administrație la alta, ne spun invitații acestei dezbatere. Electorale de la Publica TV de astăzi. Este vorba de doamna Valentina Dudnic, candidat din partea Partidului Național Liberal la funcția de consilier municipal, domnul Oleg Cernei, candidat din partea Partidului Liberal la funcția de consilier municipal, domnul Alexandru Kuznetsov, candidat din partea Forței a treia la funcția de consilier municipal și domnul Sergiu Palehovici, candidat din partea Partidului Liberal Democrat la funcția de consilier municipal. Domnilor, v-aș ruga în 90 de secunde să expuneți poziția partidului pe care îl reprezentați în relația, în legătură cu soluțiile, rezolvările acestei probleme cu care se confruntă orașul. Maidanezii, sunt aceștia o problemă sau nu? Doamnă Dudnic. Da, totuși, soluția a fost tot timpul, cum spun, de noi adresată primăriei, dar cu păreri de rău n-am fost auziți. În primul rând, problema aceasta trebuie să ocupe numai veterinarii și nici într-un caz autosolubritate care se ocupă de gunoi. Banii trebuie să fie reprofilați, banii care sunt pentru, cum spun ei, eutanazieri, dar de fapt eu otrăvesc, trebuie să fie reprofilați pentru sterilizarea maidanezilor. Sigur că trebuie de construit un azil numai decât în Chișinău, dar din practicile mondiale se arată că Chișinău, țara noastră este o țară mică și de fapt ar fi destul numai un azil. Asta e, cum să vă spun, în principiu. A doua fază, adică prima fază, că ar fi mai bine, de ocupat de educația, de sensibilizarea oamenilor, fiindcă la noi știți cum a spus unul că hai și eu mă eutanazia, cum domnul Chirtoacu a pus, au început și copiii ușit, și mașini mari, și care, și cui nu-i lene, ia poc și poc și ușire și gata. Încă tare aș dori să avem un parteneriat public, nu numai să fie pe hârtie, ori numai declarat la televiziune că facem parteneriat public. Astfel de lucruri n-am făcut noi. Eu poate vorbesc mult, nu? Ori am trecut încă vreme. Vorbiți. Da? Trebuie de lucrat cu societățile, cu organizațiile obștești și sigur că de numai omorât în felul cum omoară. De nou otrăvit. Vă mulțumesc foarte mult, domn Dudnic. Domnule Cernei, poziția Partidului Liberal. Poziția Partidului Liberal este următoarea. În primul rând, situația câinilor maidanezi este o problemă prin care societatea a fost divizată pro și contra eutanasierii câinilor vagabonzi. Conform actelor normative în vigoare, nu există o lege organică privind reglementarea acestei probleme. Există un ordin al Ministerului Ecologiei din 2000 și există decizia Consiliului Municipal din 2001 prin care reglementează situația câinilor cu stăpân și acelor vagabonzi. De aceea, la momentul actual, unica întreprindere care se ocupă de această problemă este Regia Autosolubritate, care în baza deciziei Consiliului Municipal are competența de a prinde câinii fără stăpân și a-i duce la azilul pentru câini. Deci avem o colaborare cu câteva organizații neguvernamentale. Cea mai bună este cu organizația reprezentată de doamna Dudnic, ALGA și alte, LAICA și alte organizații. De asemenea, prin decizia Consiliului Municipal din 2010, s-a atribuit 55 de ari de pământ pentru construcția unui azil de câini și vreau să zic că la momentul actual este un proiect elaborat de către Chișinău Proiect și Urban Proiect, urmează ca să demărăm lucrările pentru construcția acestui azil. Însă, vreau să vă zic, și câinii vagabonzi, și problema străzilor, și problema tarifelor, și problema arhilor servicii, este competența atât a Consiliului cât și a primarului general. Minciunile care au fost lansate în ultimul timp, privind că s-au stricat câteva trolebuse, minciunile care au fost acum lansate în această campanie cu ziarele false, eu cred că cetățenii trebuie să cunoască că la momentul actual este o manipulare vis-a-vis de aceste probleme. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Kuznetsov. Da, vă mulțumesc. Noi cei de la Forța 3 vrem să prezentăm o alternativă mișcării, spunem așa, comuniștilor, alianța de guvernare și, într-adevăr, trebuie să fie o alegere între ce este și ce a fost. De a pune capăt aceste probleme, cum s-a făcut perioada sovietică, că toți s-au dat la săpun, este inadmisibil.
Nu putem întoarce la așa întrebare. De a face cum se fac în Europa, de a face aziluri masive cu cheltuieri bănești, nu este de unde. Clar că putem să spunem că luăm acolo, punem de aceea, etc. În principiu, aceasta e problema de nivel statal. Îmi cer scuze că ridic această întrebare, dar nu odată eu singur m-am ciocnit cu acești maidanezi și mi-era frică chiar să trec de aceștia. Adică trebuie rezolvat problema și ieși din mașini, din trolibus și de văzut care e situația acestor câini și acestor persoane care se ciocnesc cu acestea. Dar, într-adevăr, ultimul timp câinii devin foarte agresivi. Se datorește și faptul și acelor atitudinea oamenilor față de aceștia. Soluția este simplu. Trebuie de găsit surse de existență. Sursele sunt la fiecare pas. Exemplu, acea situație cu Chișinău Gaz. Nu s-au strâns banii care s-au fost necesar, impozitele fiscale nu au fost primite și nu sunt banii necesari deja pentru a promova o politică sau altă politică. Mai este și alt moment, există. Știu deja că începând la 1 septembrie, prin competența Ministerului Educației, se vor închide multe școli, inclusiv chiar, exemplu, școala internat de la Ungheni, cea mai veche școală de internat pentru orfani. Îi ducem acolo. Dar ce să fac stat cu aceste încăperi? Dacă copiii n-au unde, n-au treabă acolo, să ducem câinii acolo. Mulțumesc și domnule Palehovici, poziția Partidului Liberal Democrat. Deci, în primul rând vreau să spun că atunci când abordăm o problemă foarte concretă, ar fi bine ca să facem abstracție, poate, de alte lucruri, pentru că, în fond, ea este una foarte importantă, problema câinilor vagabonzi în municipiul Chișinău, și avem aici de abordat mai multe teme și mai multe probleme ca să vină și în soluționarea problemei de bază care o discutăm noi astăzi. Deci, în primul rând, Partidul Liberal Democrat din Moldova, cu echipa care va veni în Consiliul Municipal, are un program complex vis-a-vis de rezolvarea problemei câinilor vagabonzi în municipiul Chișinău. Deci, noi, în primul rând, ne propunem ca să formăm un serviciu specializat de ecarisaj, în cumulativ cu formarea unei subdiviziuni speciale în cadrul Direcției Actuale Sanitar-Veterinare a municipiului Chișinău. Deoarece noi ne dăm pe deplin seama că această problemă are atât o dimensiune tehnică, ca să zicem așa, în ceea ce privește munca propriu-zis a hingerilor de prindere acestor câini și mai apoi eutanasierea în condițiile în care sunt niște lucruri foarte clare care câini trebuie eutanasiați și cu acei câini care urmează mai apoi să fie supuși sterilizării atunci când, de exemplu, după o anumită perioadă de aflare într-un azil de câini, respectiv dacă nu sunt ceruți, nu sunt solicitați de către eventual un stăpân care i-a pierdut, respectiv să fie întoși înapoi. Eu am să revin mai departe, că sunt mai multe puncte ca să pot să reușesc. Eu vă mulțumesc foarte mult, am pregătit câte o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Veți avea 60 de secunde pentru a răspunde la această întrebare. Începem cu doamna Dudnic. Doamna Dudnic, în calitate de președinte a Asociației ALGA, ați venit cu mai multe acuzații pe marginea unor cazuri de otrăvire a câinilor din Chișinău cu pastile antituberculoase. Cu ce s-a terminat investigația pe care ați făcut-o? Vreau să zic că m-am ocupat eu și încă o fetiță care, nu știu, o fetiță foarte bună, tot m-a ajutat. Pastilele acestea sunt la noi venite pe un program special. Adică ele nu se vând în farmacii și este o organizație care primesc pastilele acestea. Medicina preventivă, autosolubritatea, primăria, este un tandem aici. Ei fac, adică pastilele acestea, nu știu pe ce gaură, nimeresc la primărie, ori poate că nu la primărie, dar direct la rece autosolubritate, în care sunt otrăviți maidaneji. Eu pot să vă spun că deja și este, că nu se dau clintiți oamenii ăștia de pe la tronurile astea și de acolo cât ar lichine. Banii ăștia vin, banii împărțesc, bolnavii mor de tuberculoză prin satic, de acum se degradați, de bieții și de acelea, dar banii se duc în buzunarele lor. Ia că ce fac? Vreau să zic că pastilele de tupazit, ele sunt de strictă evidență și cum spun ei că lumea singură o trăvesc, asta nu e corect. Ele sunt administrate. Eu am și un film în care am prins hingerii cu pastile cu căți de am adus și aici, mai am și încă, care sunt imbibate cu pastile. Am făcut și o analiză. Vă mulțumesc foarte mult, revenim la această problemă ceva mai târziu. Avem o știre de ultimă oră, este vorba că săptămâna aceasta nu vor avea loc ședințele Parlamentului plenare și nici ședințele biroului permanent al Parlamentului. Despre aceasta a anunțat
președintele fracțiunii al Partidului Liberal Democrat din Moldova, domnul Valeriu Străleț, care a spus că decizia a fost luată de președintele Parlamentului, domnul Marian Lupu, și liderul fracțiunii Partidului Liberal din Moldova, domnul Ion Hadârcă, a declarat că nu a fost anunțat oficial despre anularea ședințelor. Aceasta este știrea de ultimă oră. Deci săptămâna aceasta Parlamentul nu se va întruni în ședință plenară și nici biroul permanent. Domnule Cernei, primăria a încercat în ultimii ani să rezolve problema. S-a vorbit și despre acest azil pentru maidanezi. De ce credeți că nu a reușit autoritatea locală să soluționeze această problemă? Eu cred că nu este corect pusă întrebarea. În primul rând, municipalitatea permanent este în acțiuni privind rezolvarea acestei probleme. Da. Faptul că avem o situație... De atât, anul trecut în vară s-a discutat că va fi deschis acest azil în toamnă. Deci, domnul Dogaru, deci este o situație când, în momentul când s-a atribuit acest teren, noi dorim să respectăm buchea legii. Deci trebuie să existe proiect, deviz de cheltuieli și sursa de finanțare prin care să demărăm lucrările. Însă, la momentul actual, trebuie să constatăm o situație foarte clară. Sunt persoane care sunt jertfii a mușcăturilor de câini, sunt copii care sunt speriați și există această poziție a organizatorilor de protecție a dreptului câinilor. Municipalitatea, ca o autoritate publică locală, trebuie să ia în considerație și o poziție și alta. De ce? La momentul actual, chiar Partidul Liberal Democrat a venit cu o inițiativă în Parlament cu 2 ani în urmă, cu legea privind protecția animalelor. Din păcate, această lege nu a fost adoptată de Parlament. Nu există cadrul normativ prin care autoritatea publică locală să aibă competențe clare. Însă, în situația dată, vreau să vă asigur că noi facem față problemelor care sunt în municipiul Chișinău. Domnule Kuznetsov, urmează să vedem, doamnă. Eu vă spun, Dudnic. Eu vă spun. Nu putem să intrăm acum în dezbatere. Domnule Kuznetsov, partidul Forța a Treia are soluții concrete. Toată problema se oprește în bani. De unde vor fi identificați bani pentru construirea acestui azil? Nu numai decât este necesar banii. Este necesar de rezolvat niște momente organizatorice a municipiului. În primul și primul rând, trebuie evidențiat cum câinii aceștia găsesc soluții de întreținere. Simplu. Toate urnele noastre care sunt în oraș, din păcate, care încă 10-15 ani în urmă vorbeau ca să fie modernizate europene, toate sunt deschise. Accesul este liber. Și la resturi de hrană și la boli infecțioase acestea. Fiind minimalizat acestea cu bani puțini, și pentru oraș, și pentru câinii maidanești va face o soluție. Câinii n-a să aibă alimente pentru a se mulți, inclusiv dispare problemă. În a doilea rând, ce s-a făcut cu sterilizarea câinilor? Asta cred că cum ai arunca în Marea Neagră niște gheață ca să răcească marea vara. Asemănător. Că legea biologică este următoarea. Că cu cât mai mulți nase sterilizeze, dacă nu sterilizezi toți, ei împli golurile cele care au apărut acum, care sunt. Despre bani vă spun mai târziu. Eu mulțumesc mult. Domnule Palehovici, eutanasiere sau castrare? Domnule Dogaru, deci așa cum am menționat deja anterior, în raport cu soluțiile care le avem noi ca echipă viitoare în Consiliul Municipal Chișinău, am zis că de rând cu crearea acestor două servicii, care să fie responsabile de administrarea acestui proces, deci în primul rând, să dăm curs, să dăm finanțare construcției azilului despre care am vorbit și aici, dacă să răspund la întrebarea de unde vom lua bani, bani îi vom lua din instituirea unui parteneriat public-privat cu organizațiile care respectiv sunt pe dimensiunea apărării drepturilor animalilor. Și aici eu cred că, completându-o pe domnul Cernei la capitolul legea care a fost inițiată de premierul Filat acum câțiva ani în Parlament, este necesar de a da o dimensiune legală acestui proces și eu cred că această lege, de rând cu un regulament sau cu o hotărâre de guvern în sensul dat, va veni să pună capăt sau un început și acestei probleme, să vină și bani pentru rezolvarea acestei probleme. Domnilor, vă mulțumesc, telespectatorilor. Le reamintesc că revenim imediat la dezbatere electorale la Publica TV după publicitate. Dezbaterele electorale la Publica TV cu candidații la funcția de consilier municipal din partea Partidului Liberal Democrat, domnul Sergiu Palehovici, din partea Forței a Treia, Alexandru Kuznetsov, din partea Partidului Liberal, Oleg Cernei și din partea Partidului Național Liberal, doamna Valentina Dudnic. Revenim la întrebări pentru contracandidați. 30 de secunde pentru o întrebare, un minut pentru
răspuns. Cu cine începem? Domnule Paleholici. Bun. Eu am o întrebare către doamna Dudnic, deoarece dumneei este, să zicem așa, consacrată în ceea ce privește apărarea drepturilor patrupiezelor noștri. Doamna Dudnic, în considerați activitatea ONG-ului care îl reprezentați, de ce n-ați venit cu o soluție complexă, luând în considerație faptul că activați și într-un context, să zicem, și într-o legătură cu unele ONG-uri de profil pe dimensiunea europeană? De ce n-ați venit cu o soluție complexă, cumulată și cu partea financiară, ca să puteți să veniți, propuneți primăriei o soluție și în sensul dat în ceea ce privește construcția azilului și rezolvarea problemei? Noi am fost cu două doamne din Germania. Și ne-au promis, domnul Grozav ne-a dat niște proiecte, dar eu înțeleg că hârtiile astea nu mi le-a dat, nemțoaicele astea le îmbrățișau, dar eu știu destul de bine că asta, pur și simplu, hârtii ne-a dat. Și am fost și compania Fairfotten tot a fost chemată din noi, vreau să zic, care a fost gratis. Noi, dacă știți dumneavoastră, avem niște aziluri în care toți patrupiezii sterilizăm, dar cu mare regret, frica de asta, că să o trăiască două zi, nu putem să le dăm voie. Sunt niște cânișori micuți, tot ce putem, noi nu numai bani din străinătate, noi sunt foarte mulți oameni cu buni, care sunt oameni bogați, care donează și care vin și ajută, așa că nu vă gândiți că numai din străinătate. Și sunt și la noi foarte mulți oameni buni. Și eu mă gândesc, dacă cineva din Policeni, cum doamna Pavlicenca, nu s-o temut să spui, că nu se poate de umărât. La noi se socoate asta ceva clinicor, nu știu cum se mai socoate. Dar eu mă gândesc că dacă cineva din oamenii bogați din Parlament face donații, vor veni mai mulți, de și ori donații. Mulțumesc, doamnă Dudnic. Domnule Kuznetsov, pentru cine este întrebarea voastră? Pentru colegul meu de la Partidul Democrat Liberal. Dacă privim campaniile electorale precedente, inclusiv 2007, campaniile locale, inclusiv cele două care au fost parlamentare, dacă le citim, toate promisiunile trebuie să le iei și le pui unci pe pâine ca untul cel mai proaspăt. Cum, dumneavoastră, care deja sunteți în conducere, ați promis ceva, iar realitatea nu s-au primit? Din ce cauză nu s-au realizat promisiunile privind soluționarea unor probleme sociale? Pentru că asta e problemă socială. Domnul Kuznetsov, în primul rând trebuie să faceți diferență în ceea ce privește guvernarea locală și guvernarea centrală. Ori dacă noi vorbim de primăria Chișinău, atunci vorbim de o problemă foarte concretă legată de problema soluționării, problema câinilor vagambonzi în municipiul Chișinău. Și aici vreau să vă zic că soluțiile care venim noi ca partid, soluția problemei, abordarea complexă a acestei probleme, vine ca să soluționăm problema asta cap-coadă, în colaborare respectiv cu ONG-urile de profil și respectiv în colaborare viitoarea echipă din Consiliul Municipal Chișinău, în colaborare cu executivul. Și aici, dacă pornim de la faza și de la faptul că a fost atribuit terenul pentru construcția azilului, mergem mai departe cu instituționalizarea acestui proces, mergem mai departe cu crearea cadrului juridic vis-a-vis de administrarea acestei probleme și respectiv punem punct cu partea ce ține de administrarea procesului în sensul controlului asupra acestui întreg lanț. Nu, cred eu că în jumătate de an, conform planului care noi îl avem, deci în jumătate de an problema respectivă poate fi rezolvată. Mersi. Domnule Cernei, pentru cine aveți o întrebare? Eu am o întrebare pentru domnul Paleholici. Dumneavoastră a lucrat foarte mult la primărie municipiului Chișinău. Cunoaște că primarul general, prin dispoziție, deleagă competențele viceprimarului de ramură. Deci problemele sociale, economice sau comerț și mai departe este responsabil domnul Furtună, domnul Grozavu este responsabil de problemele arhitectură și urbanism, iar ceea ce e legat autosalbrizare, câinii vagabonzi, spațiu locativ și așa mai departe, este responsabil domnul Coteț, care este de la PLDM. Spuneți-vă rog, de ce până astăzi nu s-a rezolvat problema aceasta cu câinii vagabonzi, care a fost o competență strictă a viceprimarului domnul Coteț din partea PLDM? Deci eu aș putea să-i răspund domnul Cernei iarăși cu o întrebare, deoarece pe dimensiunea deliberativului dânsul este președintea Comisiei Locativ-Comunale, care are o tangență directă cu problema respectivă. Și dacă nu a fost un efort din partea executivului, dar ea este nu una de dimensiunea administrării pe partea unui viceprimar, dar este o problemă care trebuie să vină, în primul rând, în atenția primarului general, dacă nu a fost în atenția pe dimensiunea executivului, atunci urma ca domnul Cernei, ca președinte acestei comisii, să încerce să aducă și anumite
clarități și să introducă și anumită ordine și regulă, dacă doriți până la urmă. Păi noi am trebuit terenul, deci Consiliul Municipal a trebuit terenul, a alocat 600.000 de lei pentru zi de autostrăzi, deci executivul s-a luat partea lui Eleu. Timpul aparține domnului Parihovici. Știți ce n-a făcut Consiliul? N-a alocat bani la timp pentru ca să obțină finanțarea acestui proiect. Deoarece acești bani au venit prea târziu și s-a făcut numai proiectarea și elaborarea studiului de fezabilitate. Doamnă Dudnic, pentru cine aveți o întrebare? Dar eu nu știu cum, eu lătesc, așa, dacă eu cam în politică... O să aveți timp pentru toți. Da. Acum vă selectați unul din contracandidații. Când s-au terminat misiunile și când s-a începe un lucru într-adevăr și cruzimea asta, eu fac o declarație mai degrabă decât întrebare. Că nu se poate așa de făcut, nu se poate de omorât. Și până când un politic normal, adică eu poate că în politică și știți cum... Până când politici n-a să ridici întrebarea asta, asta nu e o întrebare câine vagabond, mă rog, dar eu vă spun că sâmbătă, domnul Cernei spune că mușcă câine, dar sâmbătă, un copil la poștă veche a scos ochișori la câini, la țâncușori mici. Pentru cine este întrebarea? Da, ca lui Cernei. Domnul Cernei. Da, deci în primul rând vreau să constat cu regret că din punct de vedere al competențelor Consiliului și Primarul General, eu cred că noi trebuie să stabilim cadrul legal și care sunt competențe și pârghiile legale. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat decizia privind atribuirea terenului la strada Balcani din 2010, suntem în 2011, Consiliul Municipal și eu la Comisia Locativă Comunală am examinat situația aceasta. Noi deja, că domnul Policovic să-l informez, deja avem 7 echipaje de carisaj. Deci de carisaj. De ce? Eu cred că la momentul actual este o situație foarte complicată cu această problemă, din considerentul că nu-și fac competențele viceprimarii, prietorii și șef de subdiviziuni. Noi pentru 2011 am alocat 600.000 de lei pentru aceste 7 echipaje care se ocupă cu prinderea câinilor. Și ce fac cu ei? Din păcate, la momentul actual, pe de o parte, oamenii solicită că există agresivitatea câinilor la copii și la maturi, pe de altă parte, există poziția organizațiilor neguvernamentale când noi trebuie să protejăm aceste animale. De ce? Primăria, la momentul actual, este pe cale ca să avem un parteneriat cu organizații neguvernamentale să construim acest azil. Vă mulțumesc. Domnule Cuznețov, o întrebare. Da. Domnul Cernei sau doamna Dudnic, pentru cine este? Pentru doamna Dudnic. Doamna Dudnic, cum credeți dumneavoastră, dacă noi găsim sursa de finanțare, internă, externă, nu e problemă, oare ar fi posibil sau s-ar avea posibilitate cu forțele proprii, organizațiile non-guvernamentale care se ocupă în acest domeniu, într-adevăr, să rezolvi problema aceasta cu care este la moment de față, am trebuit și 20.000 de maidanezi în Chișinău. Prostii. Asta niciodată în viață nu a fost. Cifrele astea sunt exagerate special. Pentru de ce? Că domnul Maniev să iei mai mulți bani în... Prostii de întrebare sau prostii că sunt mai mulți de 20.000? Dar asta niciodată în viață nu a fost. Asta e în primul rând. În al doilea rând... Dar sunt foarte mulți. Nu mai sunt mulți. Ajung și banii cei care sunt la regie autosolubilitate. Banii și nu ca așa ajung, dar ia ca așa să ajung anual câte 1 milion, 2 milioane de lei să dau pentru hotărârea acestei. De mult eram să avem 10 aziluri în fiecare raion câte unul. De mult de-am rău să fie. Pur și simplu, buzunarul e larg. Când ești, asta e o întrebare unde banii ăștia nu sunt numărați. Poți spui că sunt 20.000, poți spui că 50. Banii sunt atâția și sunt atâția. Banii sunt alocați de cifre. Vă că asta e foarte simplă schemă. Și 6 echipe de ecarisaj. E eutanaziere să faci de veterinari și nu de hingeri ăștia pușcăriași care poc... Eu am fost sâmbătă acolo și am luat niște țânci, era un hlor, că lăbuțile arse, până ieși erau lăbuțile arse de hlor, că era un hlor, că în hlor că vie. Eu pe spasnic ceva am vrut să-l bag într-o budcă, deci ieși așa de acolo. Pe cuvânt de cinste, cum poți, este copii, țânci ăștia sunt copii, cum poți tu să iei copilul și ăla să-l pui în hlor? Cu ce se diferă liberalismul de comunism? Dudnic, pentru cine aveți o întrebare? Eu? Pentru toți, eu iar vă spun. Ziceți pentru cine? Mai aveți domnul Parihovici și domnul Cuznețov? Eu e ca lui domnul Cernei. Ați avut pentru domnul Cernei întrebarea? Acum pentru domnul Cuznețov, vă rog. Lăsați-l pe domnul Cernei. Pentru domnul Cuznețov, vă rog. Pentru cine? Domnul Cuznețov. Da, pot să spun. Știți, eu mă aud că e tot luptă, că comunismul ăsta a fost, că o ușiți. Dar cu ce diferă liberalii ăștia de comuniști? Tot ușit ca în câinii ăștia. Dacă care ușit de un animal, să știți că e gata să ușit de un om. Și dumneavoastră tot liberal. Poftim? Nu, eu sunt cu național liberal. Da, mersi mult de întrebare. Domnule Cuznețu. Da, mersi mult de întrebare, într-adevăr. Ceea ce a fost, cum am spus, am menționat mai devreme, că perioada sovietică făceau sapon, adică ucideau și făceau real sapon și natural. Și făceau dintre ei. Da, și pe ei îl dădeau pentru să facă pentru soldați chipii de aici. Nu se mai poate de rezolvat, fiindcă, într-adevăr,
În primul rând, noi tindem spre Europa. Chiar și Alianța de Guvernare spune spre Europa. Dar trebuie să privim acolo. Dar nu numai pe faptul că ne privim spre Europa, noi trebuie să avem grijă de cănește. Dar însuși omenește. Dar, într-adevăr, într-un punct de vedere, te amenință acești maidanezi. Dar trebuie desoluționat. Din ce cauză? Fiindcă fix așa te amenință și același persoană care se află alături, că poate să-ți fură ceva, să te gândească, etc. Într-adevăr, situația este că din 91 încoace, noi nu avem partidul comunist, partidul liberal, democrat, partidul liberal și mai departe. Există un singur partid, Partidul Puterii, care vine la putere și se ocupă cu un singur lucru. E storcarea mijloace financiare din bugetul, ori local, ori acela republican care există. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Palihovici. Pentru cine este întrebarea dumneavoastră? Pentru domnul Cuznețov am o întrebare. Deci, domnul Cuznețov, în raport cu ceea ce vă propuneți dumneavoastră, acțiunile nemijlocite în programul dumneavoastră electoral vis-a-vis de rezolvarea acestei probleme, cum veți administra procesul și care va fi sursa de acoperire financiară atât vis-a-vis de toți pașii și acțiunile care dumneavoastră vi le preconizați? Deci, mersi mult de întrebare. Mă bucur foarte mult că îmi dau întrebare reprezentanții puterii. Se primește că și aceste întrebări sunt interesate. Că noi ne-am administrat corect procesul. Acum vrem să vedem dacă aveți soluție. Interesate prin aceea că, într-adevăr, nu s-a făcut nimic. Faptul este următor. În primul și primul rând, hoții, începând cu cei la Chișinău Gaz, trebuie pus la dubă. La dubă serioasă. Cum spuneam că, într-un film foarte vestit, hoțul trebuie să stăie la pușcărie. Destabilit ce și cum. În a doilea rând, fonduri sunt. Exemplu, avem în instituții de stat unde salariile sunt 44.000 de lei pe lună, 70.000 de lei pe lună, 100.000 de lei pe lună. Într-un an de zile strânge numai pe salariul unui demnitar care poate întreține jumate de municipiu. Asta e ieșit din raza gândirii, cum ce se întâmplă și cum se face acolo, cum se împart banii ăștia, ilegal. Și cel mai interesant, că s-au cerut că vrem la puterea să facem ceva, nimic și nimic nu s-a realizat. Cu niște aberații de asta, că nu e competența mea, e competența celălalt, dar cu competență. Mulțumesc, domnule Cernei, întrebare pentru doamna Dudnic sau domnul Cuznețov? Pentru doamna Dudnic. Vă rog. Deci noi cu doamna Dudnic avem o colaborare foarte frumoasă. Eu, în calitate de președinte comisie, am făcut prima ședință publică unde am fost invitată domnii ei, doamna Pavlicencu și alt grup. Chiar am încercat la ședința Consiliului Municipal și atunci am promis că vom face proiect decizii cu atribuirea terenului de pământ și ne-am onorat obligațiunile. Întrebarea mea este în felul următor. Doamna Dudnic, spuneți-vă rog, cum priviți în ochii la mamele care copiii au fost mușcați, oamenii care au fost răniți și au stat în spital și copiii care au fost amputat un deget sau alte situații? Și cum vedeți dumneavoastră ca să avem o parteneriat să construim acest azil de câini? Eu pot să vă spun că mai des se întâmplă violurile, omorurile. Ia căutați-vă că Sfântul Durleș când el o veni, omoară. Deși dumneavoastră accentuați tot timpul. Da, asta e natură, trebuie educat. Nu protejați, că mă uit, prezervativ. Dar sunteți de acord că sunt așa situații? Nu. Că copiii au fost mușcați de câini. Ești, dacă a fost un copil mușcat, vreau să zic că fiica mea tot a fost mușcată. Un copil e mai important ca un câine. Eu înțeleg. Dar pentru asta nu trebuie omorât zi și noapte în câinii ăștia, pentru de atâta. Trebuie, vreau să zic, azil de construit, de sterilizat, de micșorat, adică să nu fie așa de mulți în oraș, și că trebuie de rezolvat problema, dar nu de îmblat și de ușiți. Copilul ăsta care vede câinele ăsta mort, ori scoate ochii la copil, mâine pe mâine dumneavoastră să vă scoate ochii la câini care le scoate. Să știți. Și asta e mai să aduci o finanțare externă. Dar deci trebuie să duc eu. Voi aveți bani în primărie. Cu proiectele. Doamne, cât ajut eu la câinii ăștia, dumneavoastră și de ce luați bani din primărie și nu îi alocați acolo. Vreau să zic că domnul Maniv primește câte 1.000.000 de lei pentru și hingeri și sâmbi cu o travă și sorun și la câini așa? Pentru asta? Spuneți-i, vă rog. Ia-ți banii. Doamnul Dudnic, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Palihovici, întrebarea dumneavoastră pentru domnul Cernei. Da, vreau să-l întreb pe domnul Cernei că tot vorbim de problema care o avem cu câinii și nu ne putem împărți care este mai responsabil, executivul sau Consiliul Municipal Chișinău. Am vrut să-l întreb pe domnul Cernei care a fost raționamentul schimbării beneficiarului în cele două decizii ale Consiliului Municipal Chișinău, pentru că în primul caz a fost atribuit lotul Regia Autosalubritate, mai apoi, prin altă decizie a Consiliului Municipal, a fost schimbat beneficiarul în direcția Construcții Capitale. Puteți să ne explicați care a fost raționamentul acestei mișcări, acestei... Deci am să răspund foarte succint. În primul rând,
Decizia Consiliului Municipal de atribuire către Regia Autosubilitate a fost una incorrectă, fiindcă Regia Autosubilitate nu are posibilități prin care să ia la balanță această întreprindere. Deci, Direcția Construcții Capitale este obligată să facă această investiție și noi am putut să alocăm acești bani către Direcția Construcții Capitale. Și aici încheie acest răspuns. Stimați telespectatori, este foarte important că acum intrăm pe ultima sută de metri alegerilor locale. Este o situație foarte gravă în municipiul Chișinău, când se manipulează prin ziare false, când se manipulează prin materiale și avem informații că zilele următoare vor fi niște materiale foarte compromițătoare la adresa lui Dorin Chirtoacă, minciunile care sunt în oraș lansate cu faptul că s-au deteriorat trolebusele, faptul că suntem atacați la orice întâlnire, eu consider că la momentul actual este foarte important, este foarte important ca problemele care existăm în aceste dezbateri să discutăm probleme stringente pentru cetățeni. Aceasta tot este o problemă foarte stringentă. Vagabonzi este o problemă. Mulțumesc, sunteți de acord. Întrebarea domnului Cuznețov pentru domnul Cernei. Dar să răspundeți la întrebarea domnului Cernei. Vă mulțumesc. Da, cred că asta am răspuns cuvenit. În primul și primul rând, domnul Cernei, știți că, sau trebuie să stabilim că, totuși, câinii maidanezi este o problemă socială. Nu trolebuzul. Trolebuzul va fi, nu va fi, pe jos vom merge. Cum a fost când a fost și blocat trolebuzul și acelalte. Cum considerați, sau considerați oare câinii maidanezi o problemă socială? Pur și simplu, din discuția de azi, primește că asta e o problemă care de a treia roată. Mai bine, dar să ne uităm ce cu ziarele se întâmplă. De a treia forță, adică de pe seama noastră. Dați să ne ocupăm noi dacă nu vă puteți ocupa din așa, vă ocupați cu ziarele. Deci, eu cred că competența unui primar sau Consiliul Municipal, fond locativ, învățământul, salubrizare, amenajare, câinii vagabonzi, în momentul când gestionezi un oraș de 1 milion de cetățeni, la un buget de 1.900.000.000 de lei, trebuie să administrezi de asemenea manieră prin care să poți să asiguri continuitatea prestării acestor servicii către cetățenii municipiului Chișinău. Partidul Liberal și primarul Dorin Chirtoacă, în măsura posibilităților financiare, fiindcă guvernul anul acesta nu a alocat niciun bănuț pentru municipiu. 73 de milioane care trebuia să vină la Ministerul Finanțe nu au venit în buget. Faptul că unii viceprimari și prieteni de sector nu și-au onorat obligațiunile de serviciu, inclusiv am avut președinte Consiliului Municipal, viceprimari, prieteni de sector, fiecare stimat alegător trebuie să-și ducă torba lui și responsabilitatea lui. Este ușor să arunci acum cu noroi și tot ce se întâmplă în oraș, plouă, ninge, cade o creangă, e responsabil primarul. În orașul acesta trebuie să existe competența fiecăruia. De aceea, echipa Partidului Liberal la Consiliul Municipal și primarul general o să promoveze transparența, corectitudinea și rezolvarea problemelor în dependență de surse financiare. Vă mulțumesc mult, domnule Cernei. Aveți o întrebare pentru domnul Cuznețov. Da, o întrebare pentru domnul Cuznețov. Domnul Cuznețov, dumneavoastră candidați la funcția de consilier municipal. Spuneți, vă rog, la momentul actual, care este bugetul alocat pentru salubrizare, câinii vagabonzi și care este sursa care poate fi acoperită pentru construcția azilului pentru câinii vagabonzi. În primul rând, cu banii cum predestinați pentru aceasta. Vreau să atrag atenție că toți acești bani care sunt predestinați nu ajung la, spunem așa, consumatorul, acela care îi consumă acești bani. Dar este programat 1 milion, 1,5 milioane, noi putem să programăm și 1 miliard. Dar modalitatea de administrare a fondurilor financiare în municipiul Chișinău, nu că lasă de dorit, dar în diopște nu intră nici într-o explicație normală care trebuie să existe. Cum poți să dai bani fără să-i verifici? Oare mama când copilul dă acasă 5 lei pentru transport, pe urmă verifică, dar ce ai făcut cu banii aceia? Mama face? Voi ați vorbit banii în stânga și dreapta, spunem că ori guvernul ne-a dat sau acel nu a fost de vină prietru. Dați-i afară! Dați afară viceprimare, dați afară prieturii! Intentanță nici procedură judecată pentru neîndeplinirea funcțiilor. Eu înțeleg că e foarte ușor să ne tânguim, să jăluim, că ea, că aceea nu a fost de acord să facă aceea, aceea nu a făcut așa să facă, aceea au cheltuit banii aiurea. Băgați-i în pușcărie. Municipiul Chișinău trebuie să fie curat și municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova, e fața noastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Dudnic, întrebarea noastră pentru domnul Palihovici. Da, domnul Palihovici, da. Eu vă rog frumos, vă adresez la dumneavoastră, deoarece sunteți totuși în Parlament și sunteți o putere mai mare. Eu la Piața Centrală, vreau să zic că o travă asta care se vinde de
pentru guzgani, tot timpul și butrav pentru guzgani, cred că a fost o piață centrală. Pe ele este de când se vând așa pe nedubite, neasta. Eu am fost la domnul Stratulat și chiar toată tot l-am găsit la piață pe acolo și face program electoral. Și am dat întrebarea asta, dar el acolo avea pe împrejurime adepții lui și m-a început așa, era acolo și a strigat, azi, doamne, de asta ea. De ce nu se interzice asta printr-o lege? Doar asta e, nu e normal că într-o în piață de alimentar, mâine pui mâine cineva să iei o travă asta și o fupui într-un orez, ori într-o hrișcă. Vă mulțumesc acolo. Mult, doamnă Dudnic, domnule Parehovici. Doamnă Dudnic, cu referire la posibilitatea mea administrativă, hai să zicem așa, deci pot să vă asigur că pornind de la faptul că sunt degrevat acum din funcție, dar într-un fel sau altul aș putea să revin și să pot să vin în soluționarea acestei probleme, deci chiar o să discut cu serviciul desconcentrat respectiv, care este responsabil de verificarea asortimentului de mărfuri, care este în principiu unul care trebuie să fie caracteristic pieței centrale și nu unele lucruri care să vină în contradicție în acest sens. Pentru că acolo unde se vând alimente și acolo unde se vând produse care, în mod normal, pot să pericliteze, să zicem, siguranța alimentară a cetățeanului, deci este deja un lucru foarte grav. Și un lucru care vă promit că mă voi ocupa și voi încerca să vă răspund și la modul practic la această întrebare. Vă rog din suflet, mi-am pe ele zic când m-am doamnă și o să trec pe vă mulțumesc foarte mult. Pe final aveți câte un minut pentru un apel către electorat. Începem cu dumneavoastră, doamnă Dudnic. Eu vă rog foarte mult, dacă eu v-am convins că Programul Național Liberal are un program, este o echipă de bun simț, este o echipă care se luptă cu corupția și poate că și cu, mă rog, eu știu, cu umanizarea societății pentru hotărirea problemelor maidanezilor, corupție, acolo doamna Vitalia tot văd că se implică în toate problemele astea. Votați-ne pe noi! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cernei, apelul din partea Partidului Liberal. Iubiți animalele, încă am dat să spun. Partidul Liberal cheamă ca alegătorii să conștientizeze faptul că alegerile din 5 iunie este lupta între democrație și comunism, lupta între Dorin Chirtoacă și candidatul Partidului Comuniștilor. Este foarte important, stimați cetățeni și stimați alegători, să conștientizăm că în această perioadă care urmează până la alegerile locale, vom avea o situație prin care va fi manipulată opinia publică, vor fi date publicității unii materiale eronate la adresa lui Dorin Chirtoacă. Este foarte important ca cetățenii să aleagă grâul din ighină și chemăm ca dumneavoastră să alegeți Partidul Liberal, să alegeți la funcția de primar general, așa cum susține și Partidul Liberal Democrat, candidatura lui Dorin Chirtoacă, votați Partidul Liberal pentru Consiliul Municipal. De asemenea, în numele primarului general, vreau să chem toți chișinăuienii să continuăm împreună lucrurile care le-am început. Stația depurare, procurarea 102 trolebuse, rezolvarea masardării fondul locativ, 102 teren de joacă pentru copii și problema câinilor maidanez va fi rezolvată prin acest azil de câini vagabonzi. Vă mulțumesc. Care este apelul din partea Forței a treia, domnule Alexandru Cuznețov? Da, mersi mult. Într-adevăr, Forța a treia este o alternativă celor forțe care au fost deja la guvernare, fie culoarea roșie, fie verde, fie galbenă și așa mai departe, care n-ar fi. Aceștia au ratat ce și cum pot face. Din păcate, mai bine, mai rău, istoria deja va judeca situația aceasta. Dar situația în Chișinău nu este rezolvată. Nici până azi, nici mâine nu se va fi rezolvat. Situația este că avem o situație bolnavă, mă repet încă o dată că este într-adevăr situație bolnavă și trebuie rezolvată cu mecanisme și medicamente și mijloace foarte puternice, cu niște hotărâri serioase în viața Chișinăului. Chiar aceeași problemă care am discutat asta, problema într-adevăr, e o problemă socială care afectează pe mulți chișinăuieni, ea trebuie rezolvată radical. Și nu trebuie rezolvată în 5, 10, să construim ceva, ea trebuie rezolvată azi, mâine. Echipa noastră, în frunte cu domnul Pleșca, vă asigură că noi vom încerca să rezolvăm. Nu că vom încerca, dar vom face. De ce am spus încerca? Fiindcă situația este că opoziția politică, care n-ar fi ea, va încerca să ne diminueze. Dar noi vom merge pe această opoziție pentru a arăta că Chișinău este demn să fie capitala Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult, domnule Sergiu Palehovici, apelul din partea Partidului Liberal Democrat. Stimați alegători, alegerile din 5 iunie sunt unele neobișnuite. Nu sunt doar niște alegeri care votăm un partid sau altul. Sunt alegerile în care venim să decidem ce se va întâmpla cu orașul nostru mai departe.
În preudă, vom decide dacă vom avea în continuare o capitală modernă, o capitală europeană, sau ne vom întoarce la trecutul întunecat, când Chișinău era un oraș izolat, iar cei care îl conduceau nu le păsa de viitorul acestui oraș. Partidul Liberal Democrat din Moldova a făcut un gest de mare responsabilitate politică prin faptul susținerii candidatului Forțelor Democrații la Primăria Capitalei. Chișinău trebuie să-și continue parcursul de dezvoltare și, acest lucru nu este posibil fără un Consiliu Municipal foarte puternic. De aceea, trimite în Consiliul Municipal o echipă de profesioniști, o echipă de manageri, o echipă care își vor folosi experiența acumulată în domeniile care au fost consacrați pentru a transforma capitala într-un oraș modern și european. Votați la 5 iunie, stejarul numărul 3 în buletinul de vot. Împreună vom învinge. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Telespectatorilor le amintesc să urmărească dezbaterile electorale la Publica TV pentru un vot bine informat și corect. Rămâneți cu noi!